Claudiu Bârsan candidează la Camera Deputaților, colegiul Zalău. Acesta a declarat că o parte din parlamentari ar trebui înlocuiți și l-a dat exemplu pe Mirel Taloș. Mesajul pe care îl transmite Bârsan este acela că speră împreună cu românii să schimbe sensul devoluției României, care în momentul de față este unul negativ. Până în 30 octombrie mai au răgați politicienii să își depună candidaturile pentru alegerile parlamentare. După acest termen, modificări se vor putea face doar în cazuri speciale. În 7 noiembrie, listele trebuind să fie definitive. Campania electorală va începe în 9 noiembrie. Domnul Bârsan, ați avut emoții, nu sunteți acum la prima candidatură. Ați mai candidat și la alegerile locale. Alegeri pe listă, într-adevăr, însă o candidatură uninominală reprezintă o responsabilitate în plus. Pe lângă emoțiile firește, există și speranța de a reuși. Eu candidez considerând că o parte dintre parlamentarii care alcătuiesc, așa cum spunea Institutul de Politici Publice, cel mai slab parlament din ultimii 20 de ani, consider că o parte din acești parlamentari ar trebui înlocuiți și eu cred că Mirel Taloș ar putea fi un bun exemplu în acest sens. Ce doriți să transmiteți sălăjenilor? Speranța noastră că lucrurile se pot schimba, pentru că așa cum lucrurile evoluează în acest moment, de 3 luni, de 4 luni de când a fost preluată actuala guvernare, sensul este negativ. Sondajele o spun că probabil este un procent dintre cele mai ridicate din ultimii ani de români care cred că lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită. Sperăm că împreună cu acești români să îndreptăm această percepție și să schimbăm sensul de evoluție.